Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi este 15 octombrie, o zi foarte caldă și la mine. O zi numai bună de a face un tratament cu varachet. Acum o săptămână și vreo două zile am făcut oxalic, atunci când v-am prezentat filmul. Oxalic pe speteză. Între timp au consumat oxalicul, aceste albinuțe au consumat tot oxalicul și acum vreau să văd dacă mai au puiet. Această colonie mă interesează dacă are puiet, au fost 3 și mai rămas cu puiet încă, nu știu, sigur, unul singur care încă ouă, matca. Am lăsat rame după diafragmă. Și să văd cam cum se prezintă această colonie care sper să nu mai aibă puiet. Asta este rama de margine. Arată bine. Nu e puiet pe ea. Precum vedeți, aici mai e un ochi de puiet. Acela mă cam deranjează. Încă vreau să mai fac un tratament cu varachetă, dar cred că o să le fac și la ăștia mai repet peste o săptămână. Au rămas 2 colonii acum care au puiet. Nu numai că au puiet, au și larvar. Da, au și puiet larvar acolo. Am 3 mătcuțe care depun ouă. Unul sigur depune ouă, dar acea mătcă s-a împerecheat în septembrie. Nu mai speram să se împerecheze și aia o să ouă încă toată luna, mai ales dacă ține căldura. Așa că vom trata mai departe. Ia să vedem dacă mai ești pe rama asta ceva. Trebuie să văd dacă au pui ouă, că are ouă. N-ai ce să faci, e foarte cald și aceste măci care n-au încetat încă să ouă, ele încă depun. Deci voi continua tratamentul și la această colonie. Eu voi lăsa și ramele cu mâncare după diafragmă. În timpul zilei ești mai cară cât o gram de miere. Cam asta e situația. Nu avem ce face, la fel. Așa las eu ramele după diafragmă, ca nu cumva să vină frigul și să-și facă ele ghemul aiurea. Deci trebuie să iau în considerare că și această matcă depune. Deci din toată stupina am 2 măci care încă depun ouă. Sper să nu fi început să ouă și alte măci. Sper. O să arunc o privire la una. Vedem ce are. Bine, atâta vreau să vă prezint, să vă arăt că
oxalicul a fost consumat în totalitate și că mai sunt și colonii care încă mai au puie. Nu numai că au puie, dar măcile încă depun ou. Bine, până data viitoare, numai bine!